Astăzi la Telematinal o cunoaștem pe Nătălița Gavrilenko, o tânără de 27 de ani care a absolvit două facultăți, e implicată în diferite proiecte și predă altfel dreptul la universitate și la un colegiu. Cum îi reușește, a aflat Alexandrina Vrânceanu. Orice meserie se învață din practică și se fură de la cei mai buni. Studenții de la Academia de Arte au susținut un concert în memoria maestrului Serghei Ciuhrii. Detalii în emisiune. Mai avem informații despre o campanie de caritate de Paști. Și un top al celor mai ciudate lucruri din lume. Tot astăzi, Ion Dodon, director CNAM, ne spune care sunt beneficiile poliței de asigurare medicală. Discutăm cu Mihai Doloton despre acordioniștii celebri ai tuturor timpurilor și aflăm detalii interesante din biografia și activitatea lui Mihai Budurin la Portret Matinal. De acel loc unde altădată trăiam bucurile. Rămâneți aproape! Bună dimineața, dragii noștri! Bună suntem dimineața. Un zâmbet doar astăzi pentru dumneavoastră. Da. Anatol Guzic, Mihaela Rudencu, aici de față la datorie. Frumos, un colț al gorii și alt colț al gorii. Știi, și împreună este un zâmbet. Un zâmbet, corect! Uite, ai noștri sunt foarte talentați și de câteva zile trăim o bucurie extraordinară. Eu personal o trăiesc foarte intens, așa? Pentru că invitatul nostru de vineri, Dumitru Țui, a făcut ravage la un show televizat din România. Da. Un show de umor. I-am urmărit prestația și mi-a plăcut foarte mult replica de final a unui membru din juriu care a zis, gata, ești angajat. Ești angajat. Da, dar oricum mai trebuie, că e acolo un proces de vot, adică toți basarabenii, toți din Republica Moldova care vor să-l susțină pe Dumitru. Păi, o să vedem. Important e Dumitru să primească plăceri și să aibă inspirație, pentru că aici este punctul forte, talentul. Adevărat. Tot astăzi o să aflăm de ce parizienii au votat pentru ca să nu mai existe la ei în oraș trotinete electrice. Electrice, păi noi spuneam că pentru mediu, se pare că totuși creează anumite probleme și s-a făcut un referendum. Și până în august nu o să mai fie, dar o să vedem de ce, că nu știu. Deci data viitoare, când te hotărăști să te duci în Paris, da, să ai grijă să nu iau trotineta cu mine, trotineta. Să nu te duci cu trotineta. Nu, du-te, că nici n-am, cu trenul sau cu avionul sau cu mașina, dar cu trotineta nu. Bun. Ei, nu știu dacă o să ajungem acolo, dar poate berbecii astăzi, după horoscop, vor avea ocazia să călătorească. Hai să vedem, hai. Ei bine, pentru berbeci spune așa, arătă-ți talentele azi și nu te sfii să ceri un feedback pentru ele, căci așa evoluezi. Afișează o poezie la care lucrezi sau poate câteva fotografii în social media și nu te teme să primești reacții sau roagă un editor de carte să își dea cu părerea cu privire la romanul tău. Răspunsul te va impresiona. Doamne, mă, câtă inspirație, sunt câtă creativitate da. În viața berbecilor de la o marți. Ia să vedem la Taur cum stau lucrurile. Horoscopul te îndeamnă să te bazezi azi exclusiv pe resursele comunității din care faci parte. Așa. Deci lasă-ți resursele tale la păstrat. Dacă vecinii sau colegii vor să te ajute, dă-le șansa să se simtă util. E un dar și din partea ta. Foarte frumos. Nu ți-a făcut curat în apartament? Poftim, dragilor, intrați în apartament, faceți una acolo. Bun, și la Gemeni spune să te pregătești ca să fii pus la încercare, spune horoscopul pentru astăzi. Se pare că ți se va oferi un proiect la care nimeni nu s-a descurcat până acum sau vei conduce o echipă care nu se înțelege. Așa că ce trebuie să faci este să te descurci cumva în toată treaba asta și poate că vei reuși. Gemeni sunt doi, dacă unul nu se descurcă, celălalt preia ștafeta, da. Foarte bine, Rac, sperăm că încă te mai afle pe băncile școlii. Okay. După câte mi-aduc aminte la notele din atestat, încă sunt multe restanțe, dar bine. Așa, da, ce zice mai departe? Căci excelezi în această postură. Bravo. Poți să iei nota maximă la un test, să îți fie apreciat un proiect la care ai depus multă muncă sau să obții o medie stelară. Beneficiile sunt mai mici dacă ai încheiat socotelele cu educația, consideră zodiacul de azi. Ai înțeles, pentru toți cei care ne urmăresc și sunt cumva încă în liceu,
da? Sau în gimnaziu. Sau cei care au scăpat, sau au fugit de liceu, crezând că au fugit definitiv, horoscopul e cu ochii pe voi. Da, și e de bine, și e de bine pentru astăzi, da. Bun, o să revenim și cu alte zodii, nu? Da. Dar până atunci, pentru că am vorbit despre viitor, cumva, știi, ce privește horoscopul, hai să vorbim despre viitorii muzicieni. Da, pentru că în fiecare primăvară, viitorii muzicieni care studiază la Academia de Muzică, Teatru și Artă Plastice evoluează în concerte tematice și alte evenimente în cadrul Festivalului Mărțișor Studențesc. Anul acesta, un concert special a fost dedicat regretatului maestru Serghei Ciuhrii și cum a fost la eveniment, vedeți în materialul ce urmează. Orice meserie se învață mai mult prin practică decât din conspecte și referate, chiar și în artă. În fiecare an, studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice își manifestă talentul în cadrul unor spectacole tematice. Ne pregătim foarte și foarte minuțios pentru orice festival, pentru orice concert și ei nu s-au pregătit într-o săptămână, două, dar tot anul în jur se pregătesc și cele mai bune, cele mai frumoase numere o să le vedeți astăzi aici. Recent, viitorii muzicieni au interpretat piese la nai, vioară, cobză și alte instrumente într-un concert special. Orice ieșire în scenă, asta e o experiență bună pentru studenți. Noi pregătim viitorii artiști. Astăzi este o oportunitate pentru noi de a ieși din nou în scenă, noi studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Și o plăcere și o bucurie de a ieși de fiecare dată în fața publicului drag. Concertul de anul acesta este unul cu semnificații aparte, pentru că e dedicat regretatului Serghei Ciuhrii. Holurile Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău i-au fost a doua casă. Dirijorul Serghei Ciuhrii a învățat zeci de generații cum se face artă adevărată. Și chiar dacă maestrul nu mai este printre noi, amintirea lui rămâne veșnic vie. Acest concert este în cadrul Mărțișorului Studențesc, pe care noi îl susținem în fiecare an. Deoarece așa s-a întâmplat că maestrul Ciuhrii s-a dus în lumea cealaltă. Am hotărât că la finalul spectacolului să-i dedicăm și câteva piese de-a maestrului. El a fost primul și, nu ultimul, susținător al meu când am pornit pe calea aceasta de să fiu dirijor. A fost la toate spectacolele mele, m-a susținut și acum vreo 5-6 ani urmă el m-a adus aici la Academie să conduc această orchestră. Maestru Ciuhrii, să-l odihnească Dumnezeu în pace, aportul lui a fost nemaipomenit pentru cultura noastră națională, pentru Academie, desigur, activând aici mulți ani, fiind dirijor, fiind profesor, toată lumea vorbind de domnul maestru Ciuhrii, cred că vine doar cu amintiri frumoase, cu lucrurile bune care le-a dus dumnealui. Profesorului Ciuhrii, care a activat, care a condus această orchestră. El a activat mulți ani la catedra aceasta. Perioadă lungă, chiar am activat în orchestra, denumită orchestra a lui Mărțișor, mare muzician, mare dirijor, aranjor și respectiv și un profesor
mare profesor. Serghei Ciuhrie a scris sute de piese, aranjamente pentru orchestre de muzică populară, instrumentiști și interpreți. Înregistrările sale fac parte din fondul de aur al radio-televiziunii. Pe când am fost și eu studentă, am fost alături de maestru și el mi-a fost alături și dintotdeauna ne-a susținut și ne-a fost cu cele mai frumoase gânduri. Ne pare rău că nu îl mai avem, dar el trăiește aici, în Academie și în sufletele noastre. Noi ne cunoaștem din 1966-67, adică o viață întreagă am fost împreună și el a fost un om absolut deosebit. Nu pot să-l compar nici cu unul altul, pentru că era un specialist în domeniu care cunoștea absolut tot. A putut să-și adune în jurul lui la mărțișor când era un muzicieni tineri care s-au învățat de fapt a cânta și pe urmă au devenit profesioniști. Și mi se pare că toată Moldova e plină de muzicieni care au cântat la dânsul în orchestră și este o amintire foarte plăcută pentru mine pentru că am fost prieteni și am fost toată viața împreună, de fapt. Dirijorul, compozitorul și profesorul Serghei Ciuhrie, artist al poporului, a decedat la începutul lunii martie, la vârsta de 84 de ani. Este o plăcere să vezi implicarea tinerilor. Da, care, în orice domeniu. Da, indiferent de domeniu, excelează și reușește să aducă în atenția lor acei oameni care i-au inspirat. Cu adevărat, am vorbit despre artă, dar cu adevărat tinerii sunt tot mai motivați să se implice și în viața socială și politică pentru o societate prosperă. Și avem mai multe asemenea exemple. Unul dintre ele este și Nătălița Gabrilenco, o tânără profesoară la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, care... Da, încurajează, se pare, studenții să-și cunoască drepturile, să le aplice și să urmeze o carieră, toate în folosul societății. Are 27 de ani, a absolvit două facultăți, activează ca pedagog în două instituții de învățământ și e implicată în viața a sute de studenți, toate cu un scop, de a le preda altfel dreptul. Este vorba despre Nătălița Gavrilenco, o profesoară care cultivă studenților interesul față de cunoștințe, iar diferența de vârstă este, în acest caz, un atu. Eu la sigur am știut că eu nu vreau să fiu judecător sau procuror, și, într-adevăr, așteptările au venit pe parcurs. Deci n-am fost un student care știam la sigur ce vreau atunci când am depus documentele. Dar după absolvirii eu am înțeles că mie îmi place să lucrez cu studenții, îmi place să fiu în preajma lor și asta cumva pe parcurs și studenții mi-au dat feedback uite, este bine aici unde sunt eu. Optează pentru metode de predare mai interactive, bazată pe practică și exemple din viața reală, cu simulări de procese de judecată, astfel ca studenții să înțeleagă mai bine specificul profesiei. Lecțiile noastre sunt altfel decât cumva se încearcă sau cumva este prin sistemul nostru. Foarte mult contează atunci când vorbești ceva teoretic să le propui și în practică, să vadă cum funcționează lucrurile. Deci dacă le vorbesc despre structura unei instanțe de judecată, neapărat la seminar noi să plecăm în acea instanță de judecată, o să vedem cum arată o sală de ședințe și o să încercăm acolo seminarele să le petrecem. La fel avem o colaborare foarte frumoasă cu Biblioteca Publică de Drept și obișnuiesc într-o zi să petrec toate seminarele în incinta bibliotecii, știind că predau la anul întâi, este important pentru ei să înțeleagă unde pot ei să-și găsească un refugiu în care să studieze în liniște și încercăm să aplicăm și tehnologiile. Și odată cu pandemia asta a venit ca o necesitate, dar această necesitate a fost transformată ulterior ca un instrument foarte bun de a capta atenția studenților. Pe lângă munca la universitate, Nătălița este profesoară și la Colegiul Alexei Mateievici, acolo unde învață viitorii grefieri, care mai sunt numiți mâna dreaptă a judecătorilor. Totuși, abordarea mea este aceeași, indiferent cu fie că sunt în colegiu, fie că sunt la universitate, deschiderea, responsabilitatea, nu știu, metodele inovative și tot spiritul meu pe care l-am, încerc să-l aplic și într-un mediu și în cel
celălalt. Totuși la colegiu este un specific pentru că ei sunt viitori grefieri și ei au mai multă practică în activitate, deci ei se află mai mult în sistemul judecătoresc și atunci mult mai rapid interacționez și cunosc mai multe din sistem. Disciplina pe care o are în responsabilitate la Facultatea de Drept este organizarea profesiilor juridice, curs care îi ghidează în carieră pe studenți și presupune prezentarea a peste 15 profesii din sistem. Este important de menționat că de obicei toți se visează să devină judecători, procurori, avocați. Eu încerc să promovez și alte profesii juridice și să arăt că sunt o mulțime de avantaje și în calitate de mediator, de arbitru, chiar și profesor de discipline juridice, ca să înțeleagă că au opțiuni și este bine atunci când ești informat și cunoști din start, poți să-ți setezi obiectivele mult mai ușor. Are o relație aparte cu studenții. Le este și profesoară, dar și prietenă și colegă. Prima dată când am intrat într-un teren de 150 de studenți tineri, mă uitam la ei și ziceam că nu este nicio diferență între mine și ei, dar pe parcurs ei înțeleg că sunt anumite reguli care trebuie respectate și deja atitudinea este alta. Până la sfârșit de curs toți înțeleg că eu sunt profesoara și ei sunt studenții, dar legăm și frumoase relații de prietenii și de colaborare și după. Sigur că fiecare profesor predă în felul său. Cei mai în vârstă sunt adepți la adică manuale, predarea orală, adică discuțiile. Însă doamna Tăliță ne ajută prin metoda de proiecte, foarte interesant, și lucru în echipă, adică mereu organizează careva mese rotunde, dezbateri, și asta e o metodă foarte bună care ne ajută să înțelegem mult mai bine lecțiile pe care le predăm. Noi, de fapt, suntem deschiși către specialiștii care sunt de aproape de o vârstă cu noi. Noi ne înțelegem cu ei, ei cu noi, convenim în diferite proiecte, mereu ne implicăm, mereu poză, mereu schimb de experiență. Facultatea de Drept nu a dus niciodată lipsă de studenți. Anual sunt înmatriculați peste 500 de tineri, atât la licență cât și la masterat. Această specialitate oferă multe posibilități după absolvire, important ca ele să fie cunoscute. Cultura generală presupune să-ți cunoști drepturile și obligațiile și probabil toți optează că dacă nu sunt determinați, cred că vin la drept, pentru că știu că ulterior aceste cunoștințe pe care le acumulează niciodată nu sunt în detrimentul formării lor ca și personalitate. Dar și după absolvire, un student cu o diplomă de la drept are mult mai multe șanse de angajare în oricare alt domeniu. Pe lângă munca de pedagog, Nătălița este implicată în mai multe proiecte ca expert, iar pe viitor vrea să combine ambele activități. Păi da, mi-a plăcut foarte mult atunci când am merit și eu în academie și s-a oferit așa o ocazie să interacționez cu studenții, să mă dau cu părerea despre activitatea lor, despre ce ar putea cumva să îmbunătățească, să implementeze. Ei s-au inspirat de la tine, tu ai văzut tehnicile lor, ați făcut un fel de schimb de experiență, da, tu știi că și mi-a plăcut, mă gândesc chiar să mă duc și eu în domeniul profesoratului. Mă gândesc. Da, ți-ar sta bine. Vezi, faci practică pe mine acum, să te las singură, înțelegi asta? Păi fă după emisiune, care e problema? Da, dar cine o să pregătească emisiunea de mâine? Crezi că la ora 7 o să fie cineva dornic să audă acolo? Nu, vin tu și tu pe la vreo 10. La vreo 10? Da. Tu ai o locuire? Da. Micaela, discutăm după emisiune. Bun, o să discutăm despre fapte bune acum, pentru că știm bine, faptele bune se fac nu doar de Crăciun și de Paște, dar în fiecare zi. O inițiativă frumoasă în acest sens va aduce în prim plan 6 persoane publice care vor deveni kelner pentru o cauză nobilă. Unde vor ajunge banii și cum poate fiecare dintre noi contribui, ne spune Victoria Amorozov, președinta Asociației Obștește de Moldova Project. Bună dimineața, bine ați venit la Telematina. Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag, este o inițiativă frumoasă, în felul acesta motivăm tot mai mult tinerii să empatizeze și vreau să ne spuneți mai întâi de toate, per general, dacă credeți că lumea a început să atragă atenția la aceste lucruri nu doar de două ori pe an, dar în general tot mai des, în urma inclusiv activităților pe care le desfășurați. Probabil tendința totuși este să ajutăm de sărbători, pentru că atunci cumva încep să
empatizezi cu vulnerabilitatea unor oameni reieșind în viață, poate care ai avut-o sau anumite situații din viața ta. Dar cred că cu cât trece timpul, cu atât spiritul ăsta de implicare socială și responsabilitate socială corporativă devine mai un trend. Și mă bucur foarte mult și sper foarte mult să dezvoltăm acest domeniu, pentru că noi în societate civilă și fiecare asociație obștească mizează pe ajutor continuu, sustenabil și uite, avem nevoie de această susținere continuă neapărat. 6 persoane publice, am menționat mai devreme, ați reușit să implicați în acest proiect. Să ne spuneți despre cine este vorba și cum se va desfășura proiectul. De fapt, șirul acestor acțiuni a început câțiva ani în urmă, când persoanele publice au acceptat să devină chelnerii noștri pentru câteva ore. Deci e un eveniment tradițional în fiecare an. Exact. Uh-huh. De fapt, 2-3 ori pe an chiar îl organizăm, cu diferite ocazii, pentru a pregăti, spre exemplu, copiii de școală sau în ajunul sărbătorilor de Paști sau de anul. Deci depinde cum. În timpul când a fost pandemie, n-am făcut nicio ediție, dar mă bucur foarte mult că acum putem să revenim la normalitate și, pe de o parte, ajutăm persoanele social vulnerabile, pe de altă parte, promovăm niște cauze sociale, niște probleme cu care se întâmpină societatea noastră și oamenii care nu pot singur să-și rezolve problemele lor. Și iată, acum, în ediția de anul ăsta, de acum, în ajunul sărbătorilor de Paște, am invitat câteva persoane care sunt sigur că sunt foarte nerăbdători și pentru că avem un chat comun, discutăm și gândim strategii de promovare a evenimentului, dar și ce o să fie acolo la eveniment. Și cine sunt acestea, dacă nu puteți da câteva Da, o să fie Gabriel Nebunu, Emilian Crețu, Daniela Burlaca, o să fie Sergiu Beznițchi, care este și gazda evenimentului, adică el întotdeauna este. De fapt, de la prima ediție a fost alături de noi și știe atât de bine proiectul nostru și știe să vorbească despre el și să promoveze toate inițiativele noastre. Eu cred că aceste persoane, prin acest gest de se alătura proiectului nostru, cumva empatizează cu vulnerabilitatea beneficiarilor noștri și eu mă bucur foarte mult că o să putem împreună să aducem aceste mesaje oamenilor. Și în același timp oferă un exemplu și cu siguranță sunt oameni care au un impact foarte mare inclusiv pe rețelele sociale, au comunități deja formate și ar putea inspira la rândul lor pe alții. Corect, da. Da, și să ne spuneți așa câteva strategii pe care le discutați pe chat-ul comun despre felul în care se va desfășura. Nu pot să spun că sunt secretele noastre. Da. Da, dar știu foarte sigur că Gabi Marcus, spre exemplu, are strategia de a dansa. Dacă nu primești tipsurile necesare, o să dansezi. Apropo de tipsuri, că fiecare o să aibă strategia lui, dar apropo de tipsuri, unde vor merge acești bani stocați? Unde bugetul, unde va merge? Da, deci care o să fie planul acestei serii? Da? Deci persoanele o să devină chelneri pentru 3 ore, în care o să-și asume responsabilitatea de a servi frumos, responsabil, iar oamenii care o să beneficieze de serviciile de servire o să poată să lase un tips care acești bani o să fie donați către asociații, iar noi o să avem grijă ca toate familiile social vulnerabile din proiectul nostru să aibă ce pune pe masă de sărbători. Câți bani așa în mediu se adună la evenimentele date? Depinde, poate să fie câteva zeci de mii. Cred că la ultima ediție probabil vreo 40.000 am cu cât mai mulți bani se adună, cu cât mai mulți oameni beneficiază. Și în ce raioane veți ajunge? Adică pentru a distribui acești bani? Noi suntem în genere în 6 raioane, lucrăm la raza de o oră în jurul Chișinăului, deci aproape toate raioanele din jurul Chișinăului. Eu în genere promovez proiectele sustenabile, da? Și noi dacă începem să lucrăm cu o comunitate, lucrăm cu următoarea, adică nu este doar un sad, dar toate satele de rând din raioanele respective. De ce? Raza noastră nu este super mare pe toată Moldova, dar în schimb este pe o arie destul de mare, da, ca și sate. Și chelnerii noștri sunt cu diferite capacități, da? Spre exemplu, Ana Cernicova, ea este o cântăreață care cine știe, poate o să vrea să cânte
este ceva, da. Daniela Burlac o să recite ceva sau un monolog. Da. Are multe personaje în desen. Îmi imaginez cât de fain va arăta. Nu știu, da, 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 ceva acolo. Nu știu. S-a strecurat din discuțiile de pe chat. O să avem și o licitație, oferite de niște premii oferite de către partenerii noștri, dar și niște lucrări realizate de copiii noștri, care cred că o să plac foarte mult și o să fie o licitație foarte interesantă. Și intuiesc că cei care vor să contribuie la acest proiect pot merge să își cumpere un ceai, nu știu, o prăjitură, da, ca să beneficieze, da, și să poată contribui geniu. Da, sau să ia cină, pur și simplu, cu familia, uh-huh, nu știu, să petrece o seară frumos, o să fie mâine evenimentul, uh-huh, și clar că este miercuri, cumva lumea mai greu se mobilizează, dar asta a fost disponibilitatea localului și eu cred că indiferent de ziua care o alegi, atâta timp cât tu te asociezi cu cauza respectivă și empatizezi cu oamenii care de sărbători real nu au oportunități să-și hrănească familia, copii, eu cred că totul este posibil. Și la ce oră să înceapă evenimentul? O să începem la orele 6 mâine, da. Pe pagina noastră după muncă, da, da, da. Da, exact. Da. Deci toate detaliile le găsesc. Pe pagina noastră de Facebook, The Moldova Project, este toată informația. Noi suntem foarte nerăbdători să avem aliați societatea noastră, pentru că doar împreună lucrurile pot fi făcute sustenabil și frumos. Noi, ca organizație, în genere, nu mergem doar de sărbători la acești beneficiari. Ei sunt oamenii cu care noi lucrăm zi de zi și aceste inițiative cumva ne ajută să ne mobilizăm și să mergem înainte, pentru că este foarte greu să lucrezi cu oamenii sociali. Dar ne puteți spune cam cu ce probleme se confruntă acești oameni pe care îi ajutați? Linii mari. În primul rând, vulnerabilitatea nu este asociată neapărat cu sărăcie. Este în societatea noastră, dar nu este neapărat întotdeauna corelată cu sărăcie. Deci, acești oameni au un set de probleme cu care nu pot să le facă față. Și singuri ei, și nici cu bani, asta nu poți să rezolvi. Ai nevoie de o echipă de specialiști pentru a interveni la toate nivelurile vulnerabilității, atât sărăcie, probleme psihice, probleme psihologice. Consilierea psihologică nu este mai puțin importantă. Da, probleme de sănătate și este un amalgam de probleme pe care oamenii le au și doar prin intervenții sustenabile este posibil să ajuți omul sustenabil să iasă din flagelul ăsta vulnerabilității și devină sustenabil pe perioadă lungă de timp. Și cu siguranță mediul rural, într-adevăr, este o necesitate și mai mare, deși unor și în orașe întâlnim probleme absolut normale. Pur și simplu, mediile social vulnerabile de obicei se dezvoltă mai mult în areele unde sunt oportunități mai puține de a-ți găsi un job, de a avea, nu știu, o evoluție în carieră, da. Educația un pic este mai slabă pentru că nu avem suficient specialiști care lucrează poate acolo și foarte multe vulnerabilități care, uite, ieri am avut niște situații foarte dificile în proiect și de fiecare dată când mergem acolo și întâmpinăm asemenea dificultăți, parcă vrei să dai mâinile jos pentru că ți se pare că nu există soluții, pentru că atunci când sistemul nu este funcțional, orice n-am face noi s-ar părea că nu are impactul pe care tu îl urmărești. Dar uite, prin evenimente de genul ăsta, prin oamenii care vin, ne susțin lunar, noi avem puteri să mergem înainte, să aducem fericire, să aducem speranță, să educăm copiii, să ne asigurăm că copiii acestei țări au șansa să aibă vieți mai fericite. Și asta e important. Foarte frumos. Noi vă mulțumim mult pentru timpul acordat. Da, în pofida tuturor greutăților, reușiți să sensibilizați opinia publică și reușiți să organizați asemenea evenimente. Mulțumesc și vouă pentru susținere și pentru că sunteți cu noi alături întotdeauna. O zi frumoasă. Mersi. Așa că cei care vor să fie deserviți de oameni aparte, dar totodată prin această deservire să ajute și oamenii să-și facă loc mâine, da, începând cu ora 6, dar toate detaliile le găsesc pe pagina. Așa e, poate ne facem și noi timp să mergem, nu? Ce zici? Da. Dacă nu ai spectacol, poate mergem să susținem și noi. Te vei întâlni și cu colegi de tăi, inclusiv de acolo. Da, poate mă implic și eu așa, la bucătărie. Ceva fac și eu de acolo. Adevărat. Hai să vorbim despre alții oameni talentați. Dar nu de aici, de pe loc. Maramureș, da, pentru că meșterii cioplitori din Maramureș continuă să transforme lemnul în adevărate comori. Da, cu migală și unelte simple, artiștii populari scot la iveală sufletul lemnului și reușesc să-i dea o valoare înzecită. Gheorghe Popovici este un astfel de tezaur viu pe care vă invităm să-l cunoașteți chiar acum în atelierul său.
În această gospodărie țărănească din Vadul Izei trăiește Gheorghe Popovici, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai sculpturii în lemn din Maramureș. Casa e ușor de recunoscut după Cutia Poștală, o operă de artă în sine, cioplită chiar de meșter. Pentru el, lucrul cu lemnul e mai mult decât o obișnuință și pasiune. E o relaxare. E frumos și plăcut. Pe mine mă încarcă pozitiv. A deprins meșteșugul încă din copilărie, iar după o școală de profil, l-a dus la nivel de artă. Iar de atunci n-a trecut nicio zi fără să intre în atelier. Dacă lemnul are, vedeți, are nod, trebuie să urmărești fibra. Asta e o lucrare mică, un călugăr. Natura, oamenii și propria fantezie, toate sunt surse de inspirație pentru Gheorghe Popovici, iar în mâinile lui, lemnul își spune singur povestea. Lemnul are viață și dacă lucru cu el, cu mintea și cu sufletul, mă ajută și eu îl ajut pe el și el mă ajută pe mine. Curtea meșterului e plină de bușteni care așteaptă să fie transformați după inspirația de moment. Multă lume cumpără coveți pentru a frământa plăcintă și gogoși la uzul casnic. Sunt foarte sănătoase și foarte eficiente. Meșterul poate fi găsit la târguri și expoziții meșteșugărești. Are multe de arătat, dar își așteaptă vizitatorii cu drag și acasă, în atelier. Emisiunea... În România rămâne? Tot în România rămâne, pentru că emisiunea telematinal continuă, doar că venim cu data despre calendarul istoric. Da, pentru că în data de 4 aprilie, în 2008, Palatul Parlamentului din România a fost inclus în Cartea Recordurilor. Da, a atins 3 recorduri mondiale, cea mai mare clădire administrativă cu destinație civilă, cea mai mare masivă clădire din lume și cea mai scumpă clădire. Totodată, Palatul Parlamentului a fost înscris pe locul 2 în lume după Pentagon, cu o suprafață de 330.000 de metri pătrat și pe locul 3 ca volum cu 2.550.000 de metri cubi, după clădirea de asamblare a rachetelor spațiale din Florida. Așa este. Și cam ăsta a fost primul eveniment despre care am vrut să vă vorbim. Vedeți și câteva imagini la ecran. Uh-huh. Mergem acum în 1920, când a fost realizat primul film românesc de desene animat, Păcală în lună. Da, este o comedie bufă cu desene animate în regia lui Aurel Petrescu. Premiera a avut loc la Cinema Cercul Militar. Astfel, Păcală în lună, impulsionat de succesul avut de acest film, a dus la realizarea de către regizorul Aurel Petrescu a noi filme pe aceeași temă. Da, cum ar fi Păcală amorezat, Păcală și Tândală la București. Ei, dar cu părere de rău, desenele, majoritatea și filmele lui Aurel Petrescu s-au pierdut. Mai avem ceva despre care vrem să vă spunem. Un actor din Republica Moldova care s-a născut în această dată. Da, în 1941 se naște actorul Grigori Grigoriu. După absolvirea studiilor medii, devine actor amator pe scena Teatrului Popular din Căușeni. În anul 1959 este angajat ca actor la Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți, jucând apoi în perioada 1965-1970 la Teatrul de Televiziune Dialog. În 1970 devine actor la Teatrul Luceafărul din Chișinău. Debutul său ca actor de film a avut loc în filmul Poienele Roșii, regizat de Emil Loteanu. Rolurile sale reprezentative, câteva dintre ele sunt Radu Negostin din Lăutari și lui Cuzobar din Șatra din 1975. Deci, referitor la interpretarea sa din filmul Șatra, Grigori Grigoriu povestea următoarele. Cităm: ca să joc în Șatra, maestrul Loteanu m-a obligat să trăiesc într-o casă cu romi, unde seara începea cu cântece și se încheia cu bătăi și vărsare de sânge. Am înțeles atunci ce înseamnă infernul, dar altfel nu se putea. Loteanu zicea că trebuie să știu totul despre rom. Citat încheiat. Așa este. De multe ori voi, actorii, trebuie să vă puneți în poziția asta ca să știți foarte bine cum să luați personajul, da, probabil, nu? E ceva nou, trebuie să studiezi, e o cercetare, e mai mult decât bine și fantezie și inspirație, dar dacă nu cercetezi, e și știință. Da, îmi dau seama, pentru că poți să dai același personaj, doar că foarte diferit. Da, tu ai văzut ce a spus Marius Manole în întâlnirile TVR Moldova, da? Când a lucrat la acel câine, a lucrat, a făcut desemnări. Și una l-a urmărit, din, a urmărit un câine. Spectatoare a zis că, hai să plecăm de aici, că am impresia că am purici. Da. Manuel a zis că e un compliment. Adevărat. Noi apreciem foarte mult munca pe care o faceți voi, actorii, de fiecare dată când venim la spectacole sau când vizionăm un film. Mulțumesc. Iar acum o să apreciem foarte mult dacă noi cu toți împreună, și noi și telespectatorii, o să luăm o pauză bine meritată. Revenim.